Mihai este foarte ocupat. Deci el nu vrea să renunțe la această mașină și pace, așa că o desfăcut-o, deși n-ai zis că e capsulată? Păi și cine am reușit să desfac? Ai reușit, a? Păi, neața bună, dragilor! Așa, să te vezi și la față și cu toate hainele prin spate, acolo este un... Dita, mai team cu dihaine pentru că Mihai iarăși a făcut curățenii la haine și aruncă tot pentru că aruncă. Ce mai punem pe OLX, ce mai ducem la donații, ce mai... Exact. Da. Nu aruncăm, dar că nu-i mai vină de alta. Și are el o mașină. Era Remington, deci mașina asta, eu nu știu câți ani poate să aibă mașina asta. Mulți. Foarte, peste 10. Foarte mulți. Și nu-i mai funcționa. Și-o cumpărat era alta de la Oșan. Dar tot și-o dat seama că, băi, tot asta, da, știți cum, că s-o obișnui cu asta, așa cum vrea să-i schimbe acumulatorii ca să funcționeze, că practic asta este problema. Și-o pregătit aici așa acest aparat, care, bineînțeles, că l-am luat, ce când l-au reparat, nu i-au făcut absolut nimic. Domnul că se încarcă, când se încarcă, când funcționează, când nu funcționează. Ideea e că iar nu, îl ducem înapoi. Are erori, are just. Da. Să ne batem capul. Așa că o să-l ducem înapoi. Și, ce să zic, și? Spor la treabă, revenim cu rezultatul, dacă mulțumesc. Funcționează. Ce meșterește Mihai aici. Ceau, dragilor, vă spun și eu din bucătărie, pentru că numai ce Mihai s-a apucat de treaba lui cu aparatul ăla, mi-am făcut un pic de ordine, nu cum aș face în mod normal sâmbăta, pentru că na, astăzi este sărbătoare, este Sfântul Ion. La mulți ani cu întârziere, dacă sunt pe aici Ion și Ioane, sau derivate, deși la ăsta nu prea știu ce, la Ionela, apropo, da, trebuie să dăm telefoane, avem și noi Ion, Ionele în familie și bineînțeles că nu o să fac, n-am făcut curățenii chiar cum aș fi făcut în mod normal, dar un pic de aspirator și un pic de praf, așa era necesar oricum. Și acum fac pizza pentru că am schimbat un pic programul de făcut pizza și să vedem cum funcționează dacă facem sâmbăta. Și în ideea în care săptămâna trecută am făcut ciorbă luni, că a fost 2 ianuarie și am avut mâncare și am făcut ciorbă luni și mi-a fost mult mai ușor, pentru că nu trebuie să mai stau în fiecare seară în timpul săptămânii să gătesc, că na, seara am mâncat ciorbă, bine, i-am mai gătit-o și altele, dar oricum trebuia să gătesc pe a doua zi, adică nu trebuia să mă grăbesc neapărat să-mi fac sportul până la ora 8 să termin și mâncarea. Eram un pic cam aglomerată din punctul ăsta de vedere și mă stresa pe mine. Știți că am mai discutat că am problema asta. Și, în fine, am văzut că funcționa foarte bine așa și am zis cu Mihai, zic, hei, dar ce-ar fi dacă fac de acum duminica, ciorbă, nu, sâmbătă, să avem, na, în timpul săptămânii câteva seri, ca să nu mai fiu nevoită să mă grăbesc neapărat cu gătit. În fine, astea sunt probleme administrative de ale noastre. Și acum mă pusese și eu, zic, să mă aranjez un pic dacă, na, tot mi-am terminat treaba așa pe aici, pe acolo. Ce am avut, singura chestie pe care vreau să mai fac, vreau să mai dau un pic cu aghiazmă în casă, pentru că am primit preotul la lucru. Și mi-a dat și un pic de aghiazmă și numai bine am zis să o iau acasă să stropesc un pic, pentru că acasă nu primim preotul. Nu vreți să știți ce s-a întâmplat ultima dată. Deci, efectiv, am crezut că intră mascații peste noi. Nu mai punem faptul că au intrat în curte deja că aveam câini, putea să rupă câinii preotul. Eu nu știam că trebuie să vine preotul, n-am văzut nicăieri niciun anunț, nimic, în fine. Asta e altă poveste, dar efectiv ne-a speriat pentru că nu știam ce se întâmplă. Nu vreți să știți cam ce a fost în gândul lui Mihai atunci. Noroc că ne-a prins la timp că cred că este preotul. De dărâma pe aici, prin casă, la toate ușile, dărâma ușile, practic, în fine. Altă poveste. Ideea este că acasă oricum n-am pus cum este preotul, că nu sunt niciodată când vine el, adică altă poveste. Primesc doar la lucru, unde este un preot mega simpatic și, nu știu, așa, un preot chiar fain. Și întotdeauna mai iau aghiazmă și vin și stropesc și acasă și aș vrea să fac asta, am luat un pic de aghiazmă. Și asta aș vrea să mai fac, după care o să mâncăm și pornim la drum. Că eu am ajuns lui Mihai comanda de la Bershka, dar n-am fost să ridicăm pentru că eu venit cumva în două comenzi separate, au venit pantalonii și cu nu știu ce într-o comandă pe la începutul săptămânii și după aceea iar au primit că mai primit și cealaltă comandă, zic, bine, las că mergem în weekend, oricum am zis că și filmăm ce și-o las și așa și cu ocazia asta mergem, luăm și tot ce trebuie și gata. Și cam cu asta ne ocupăm astăzi. Mihai vrea să ajungă și la Bodo. Nu știu ce vrea să mai caute și la Bodo, iar o să aflăm împreună, cu siguranță. Deci chiar nu l-am întrebat, dar toți vreau să merg la Bodo.
Și am zis, bine, mergem la Bodo. Nu știu, v-am zis ce vrea să mai vadă și acolo, dar sper să nu plecăm din nou cu banii cheltuiți prea mulți. Așa că eu am terminat aici de făcut pizza și o să revenim cel mai probabil când ieșim din casă. Și noi de acasă. Băi, deci este un soare, 12 grade afară. E mega cald. Și acum mergem mai întâi la Iulu să-ți iei comandă de la... De acolo, prin zonă. Să ne mai uităm, vedem și noi ce reduceri s-au mai băgat. Ci, prin asta, nu? Că oare... Sau de pe 15 ce reduceri? De pe 15 ce, dar unele magazine nu mai început deja să miște niște chestii. Și la Bodo ce vrei să vezi? Nu, doar să mă uit. M-am uitat deja pe site. Da, nu, m-am uitat pe site, nu prea... Adică putem să nu mergem cândva. Da, trebuie să mergem, că trebuie să mergem la Vitabolic să luăm vitamine, ai zis. Da, deci oricum trebuie să luăm vitamine. Așa, cu siguranță să trag Mihai Mău și în Bodo. Nu știam câte etape site-ul rămâsesem, doar că ai zis ieri că vrei să mergem la Bodo. E foarte cald afară, 13 grade au făcut acum aici la mașină. Și stăm foarte bine. După cum vedeți, mi-am luat treaba asta, am purtat-o și săptămâna trecută. Bine, mi-am luat ceva mai gros pe dedesubt, dar... E mega lejer, deci e foarte cald afară, nu știu cum mi se pare. Primăvară. Asta vorbeam cu Mihai, că parcă și treaba asta cu încălzirea globală a venit deodată și nu a venit deodată, dar nu știu, parcă anul ăsta mi se pare că e total diferit și totul e brusc, așa, nu știu, în ianuarie n-am mai văzut temperaturi din astea atâtea zile la rând. Da, bine nu este oricum, dar da, ne bucurăm de soare, că asta n-ai cum să te bucuri de soare, doar că, da, asta este. Te luăm ca atare, dragilor. A, și vreau să mai merg până la Gero Vital. Da, mai trebuie să mergi și la contact pentru folie. Trebuie să mi pun pe telefon. Vreau să-mi pun pe camere de la telefon, că trebuie neapărat. Nu vreau cumva să-mi zgâri vreo cameră, cred că îmi stă inima. Și... Nu, de altă dată, garsonieri individuale și se zgâri vreo garsonieră individuală, e grav. Așa că mai departăm cu trei camere, să zgâri o cameră, nu o simți. Și vreau să merg la Gero Vital, că mai am cupoane din alea, mai am două. Bine, mai am și produse din Duza, mi-a fost ilustri mai eu acum. Hai, să văd ce se dă luna asta, gratis, poate mă interesează, dar ce facem într-o mai întâi aici? A, să lăsăm mașina aici și mergem pe jos și la mall? Yes. Da, super. Și mi-am luat masca să mi-o pun pentru că noi de glumă cu gripa. Aici gripa aviară, nu, gripa cu COVID-ul, cu amestecat, toate am presat că toată lumea din jurul meu este bolnavă, e jale. Ce să aibă? Dar nu, că am luat xilitolul ăla, e ok. Da. Uite ce brad am urât aici. Trebuie să mai iei? A și fost, dar nu mai e. A, nu mai are smut? Tot numai crunch eu. Păi și ți-am zis-o. Bine, dar mai am o cutie, sper să găsesc după aia. De-aia e comanzi online, dacă nu. A, uite, cu adus eritritol. Păi și oare să iau eritritol? Am și xilitol, da. Da, lasă, să-l termin pe ăla mai întâi. Zic să-l termin pe ăla mai întâi, n-are rost.
am terminat și noi cu molul și am intrat și până la DM că nu mai aveam deloc cremă cu SPF și mi-am luat una și Mihai, și el aici în spate, i-am luat niște batoane că nu mai putea de foame. Și acum mergem la Bodo, pentru că am aflat ce voia Mihai de la Bodo. O geacă de la Nike, care probase el mai atunci în, când și-a luat-o pe aia elaltă și eu rămas gândul la ea. Și am zis că na, dacă tot i-a plăcut așa, că și era la ofertă acum. Zice Mihai că mi-a făcut unul din mașină cu mâna, că dacă filmez pe el, dar eu mă filmam cu mine camera din față, dar mai contează. Da, lumea se uită dubios, dar cred că nici nu mi-a fac eu în seamă de asta, nici nu mai am nicio treabă cu... N-am nicio treabă să mă filmez pe stradă sau... Adică, na. Și mi-a luat Mihai un cadouț de... Adică am intrat până la Pandora, pentru că știam că au 50% reducere. Și la Pandora nu sunt expuse reducerii cele mai multe ori și trebuie să mergeți să întrebați. Și am mers... Am mers și am întrebat dacă mai au ceva la 50% și au zis că da, și mi-a arătat și mi-am găsit un ineluț superbisim. Și au zis Mihai că mi-l ia pentru că luna asta facem 13 ani de relații și să fie așa, să fie fără ghidion, nu. Și o să vi-l arăt acasă și vi-l arăt exact și crema aia de la altul. Și am mers și pe la Gelovital, luna asta au două creme din mâini, una cu argan, una cu glicerină și mi-a luat una cu glicerină. Și cam asta am rezolvat, tot ce aveam de rezolvat. Mergem acum pe la Bodo și după aceea acasă și mai povestim acolo. Hai, noroc și poftă bună! Poftă bună, nu te vezi că e de abia acum, te vezi. Mai rezolvat o problemă foarte importantă, dar el... asta e partea altă, dar el mai are încă o geacă de la Nike care e pe vine. De unde ți-ai comandat geaca la el de la Nike? Da. Dar este alt model, deci practic ți-ai luat toate modelele de la Nike. Da. De anul ăsta, mă refer ca asta, mai subțiri, mai acum are una cu glugă de la șteaptă. De unde ți-ai cumpărat-o? De Germania? Da. Că nu o găsit în România la preț ok. Și o găsit-o pe nu, acolo, nu pe la reduceri. A, deloc? Nu mai găsit. Da, deci deloc. Vă zis Mihai, ci, bă, acum văd și eu că lumea chiar are bani. De adică că nu găsești cum efectiv să mai... Gecile, credeți-mă, că au costat numai între 500 și 1000 de lei. Da. Nimic, picior. Da. Deci... mai are încă una de ajuns. Doamne, sper să nu mai... Ce? Ai și plătit-o, e nebunit. Da, sper să nu-ți mai trebuiască ceci, da, sincer. Să vedem. Ce jarcă ți-ai luat. O zvartă și pe aia din Germania, că vine, cred că săptămâna viitoare ar trebui să ajungă. Trebuia să ajungă din săptămâna asta, nu? Zici. 3-5 zile, luni ar trebui să fie la tine. Aha. E din asta cu... tot cu flici din ăsta. Practic acum are geci pentru toate sezoanele astea, trei de la Nike, acoperă toate și frigălăul de pe lume și asta când e mai rece așa și ai la altă. Super, ok. Și ai la altă, e mai subțirică. Care? Tot așa are flici, nu? E în genul ăsta, dar și glugă. Mai grosuță și cu glugă, da. Aha. Da, nu, e foarte drăguță. Chiar e frumoasă. Na, e fain. Hai să vedem și alea de la Bershka. Acum că se gândește Mihai că dacă tot șoa geaca asta, nu așa mai poți la tot de la Bershka. Nu, m-am gândit de mult cu tricourile, chestia este că am foarte multe tricouri. Nu ți le comandat. Da, că eram, voiam neapărat de la ăla. În fine, mai vedem. Hai să vedem. Deci faci acum și la Bershka, da. Să vedem măcar facem acum haul-ul. Numai ce am lăsat acasă. Și acolo uiteam cu de haine. Are vreo câteva pe care poate să le dea. Trebuie să vedem dacă îi vin cuiva să le dăm să le probeze. Și celelalte l-a donat. Să mai bucuri și alții. Da. Eu m-am spălat cu tricouri. Ia, ăsta e unul din tricouri. Nu, e frumos, nu, ce zice. Îl păstrezi. Trebuie să-l probez, nu știu. Ia vezi. Ia să vedem. Dar nu-i să știi că nu-mi place. Dar arată dubios, că e mulat, dar totuși e prea lung. Adică e lung ca și cum ar fi gen un... Nu. Da, regular, dar e mulat în partea de sus. Sau nu pentru conformația ta. Da. Nu-mi place cum vine să știi. Sincer, nici mie. Mm-mm. Dacă era mai scurt, ar fi venit bine. Da. Da. Nu. Nu, și elul nu mi-ar fi venit bine pentru că elul mi-ar fi fost prea mare. Și mai lung. Da. Da, e foarte drăguț. Asta tot așa o colaborare. Și foarte haios. Dar zice Mihai că e fix același brand și aceeași croială. Deci o să vină la fel. Să știi că ăsta îmi pare mai drăguț decât ăla. Zici? Da. Dar ăsta-mi place mai mult. E mai haios așa. Dar ce ai? Tipici. Da, ăsta, da, nu, ăsta se așează bine.
Și aici pare da, nu mai vine așa mulat. Vezi, ce... vezi și fix același, da, aceeași mărime, aceeași croială tot. Ăsta vine fix cum trebuie să vină, vedea. Da. Asta rămâne. Nu, dar zici să-l păstrăm? Da, mi-e place, ăsta e fain. Ha? Parcă sunt pijama. Asta ce zici? Asta e training-ul. Dar e foarte fain, doamne, ce haos în casa asta. Deci trebuie să te ocupi aparat de haine, las, le duci, să nu le mai văd. Da. Arată fain. E bună mărimea, problema este că e foarte fix la braț. Dar nici nu pot să mă mișc, de mână, probabil am tras. Da, mă tras cam greu pe el, dar... Așa el e foarte fain, dar dacă nu simți confort, așa acum doar dacă păstrezi pantalonii, dar fără bluză. Deci mărimea la bluză e perfectă. Spatele e ok, numai că e croit mai mic, mi se pare, la mânecă, efectiv. Și aici la gât. Și la gât? Mai, da, e mai... Oricum, el ar fi fost mare, nu, deci clar. Că în rest îți vine foarte bine și la lungimi, și aici la burtă și tot. Mm-hmm. A, arată fain. Na, scrieți și voi în comentarii ce ziceți, oare să-l păstrezi sau nu. Ne mai gândim, oricum, cât ai de retur. Nu știu, 14 zile. 15, da, două săptămâni. Ia scrieți în comentarii dacă voi ați păstrat training-ul ăsta sau nu. Bine, e ciudat oricum, adică știu că nu e fi gustul oricui, dar pantalonii îmi place cum vin. Nu? Nu te încântă nici aia prea multă. Așa, acum haideți să vă arăt ce mi-am luat și eu, cum mă dau așa, iau ce bate Sorinel. Vedeți highlighter-ul minunat. Aolea, ce lumină-i. De la Genovital, asta este crema pe care am luat-o, ia așa cu glicerin, dar e faină, vă care și pompiță și mi s-a părut, am zis să o încercăm și pe asta dacă tot am din alea să-l iau gratuit. Și cealaltă era exact așa, numai că aici scria că e cu argan. Și crema de la Altruist pe care mi-am luat-o este asta, e asta așa cu SPF 50. Eu acum, numai ce am terminat-o, era într-un ambalaj mai mare cu SPF 30, că doar pe aia o găsisem, am cumpărat-o anul trecut în primăvară. Deci m-a ținut aproape un an de zile și chiar am terminat-o zile trecute, dar trebuie să fac un clip cu terminate pentru că deja am găsuț în spate o dita mai sacoșa plină cu produse și o să mă ocup să filmez și un clip ca să pot să le arunc. Pentru că la clipul trecut am primit multe comentarii că să mai fac, că v-a plăcut și așa, și așa că le-am adunat pe toate ce le-am mai terminat. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult crema. Acum eu sper să aibă aceeași consistență ca cealaltă cu SPF 30, nu văd de cine ar fi așa. Și na, eu folosesc SPF absolut în fiecare zi și este nevoie. Și ineluțul pe care l-am primit de la al meu soț este acesta. Stai așa, se bagă focus. Așa arată. Deci îmi place la nebunie partea asta e. Adică nu e... Îi așa. Partea asta e așa și are aici pietricelele și floricica. Și mi-a plăcut foarte mult. L-am probat. Floricica dansătoare? Nu, floricica dansătoare, floricica pietricica. Și îmi place foarte mult cum arată. Și mi-a plăcut mult cum se vede. Am puțin degetele umflate de asta mi-a intrat așa în magazin. Mi-era mult mai lejer. Și apropo de asta, am întrebat dacă pot să-mi micșorez și inelul ăla meu cu coroniți așa de regină, tot de la Pandora pe care l-am. Și mi-au zis că da, așa că o să merg să-l strâmtez și pe ăla, pentru că cel mai probabil, eu am fost în magazin, am probat să văd exact mărimea și l-am comandat pe site de la Sabrini pentru că aveau o reducere sau ceva. Și când am primit inelul, mi-era un pic mare, pentru că nu mai aveam degetele umflate. Dar știu că nu, am vrut să-l schimb, dar nu mai aveau mărimea anterioară, în fine, și nu m-a mai complicat. Și asta ziceam că îmi place foarte mult cum arată și așa cu inelul și se face așa ca un set. Mi-e place cum se vede cu asta ce am eu, vergheta. Și de asta nu l-am mai schimbat, așa că au zis să mă duc să-l duc, costă 35 de lei și cât, 15 sau 20 curățatul, că automat ți-l și curăț sau ceva, n-am înțeles. Și da, o să-l duc ca să pot să-l port și pe la... Acum eu l-am luat ca să pot să-l port pe degetul din mijloc, dar mi este mare și aici și nu-mi place. Și nu prea am mai purtat din cauza asta, așa că o să mă duc perfect bine. Dar nu știu, mi-a trecut prin cap să întreb pur și simplu așa, zic, pum, hai să întreb, la mișto, dacă nu credeam că se poate face, dar zic, hai măcar să pun o întrebare. Da? Și când mi-o zice, a, păi da, putem scurta, numai să ne aibă, de exemplu, dacă e model cu pietre și așa, nu, pentru că n-au cum să lucrezi cu el, așa, nu știu, mi-a explicat ea acolo, dar la meu merge, o zis el, că el cred că ar merge, așa că poate... A, trebuie să vedem într-o zi când mergem. Și Mihai a zis că o să facă retur la training. Și unde putem merge?
Da, pot să mă duc, cu inelul, da, să-l duc. Nu, deci eu trebuie să-l ajut pe Mihai Spa să-și dea burta de training jos, pentru că era prea, prea strâmtă, deci nu e ok. Și mărimea următoare cu siguranță ar fi prea mare. Da, dar erau acolo, am văzut că aveau la post probezi, dacă... În fine. Cam asta a fost și cu marea comandă la Bershka. A fost un fail, de fapt, vezi, te-ai grăbit tu. Da, bine, că n-aveai cum să dai seama. O să păstrezi tu ăla, pentru că ăla vine fain. Pe ăla l-am probat. În principiu mi-a luat ce-mi doream, dar ce-mi doream mai mult nu am mai găsit, adică tricoul respectiv. Am găsit unul din celelalte tricouri ce s-a potrivit pe mărime, deși scrie la fel regular fit la ambele tricouri. Da. Dar ai văzut că unul e mai fit decât celălalt. Și tot la fel n-aș putut să stau comod cu el și atunci am dat caraval, e mai lejer. Nu, no, dar e ok, arată mai. Și ce am mai fost? Am mai fost la Kaufland, am luat iarăși boxul de tofu ca să ne ajungă iarăși două luni, o să pun acum la frigider. Și cam atâta. Cam, da, și la Bodă, geaca lui Mihai și... Aia a fost toată ieșirea. E foarte aglomerat oricum prin oraș, prin toate, na, Sfântul Ion astăzi, toată lumea cu tot felul. Zici că suntem într-o veșnică perioadă dinainte de Crăciun. Nu știu, parcă nu se mai termină odată. A început din noiembrie și tot așa o ține până, nu știu când, vine Paștele și atunci ai cu Paștele și nu mai terminăm. Da. Asta e, haideți că o să închid acum, mergem, facem o cafeluță? N-ar fi rău. N-ar fi rău, știi, am eu că nu mă refuzi. Și ne vedem prima mai târziu. Deja am început să mă bată Sorinel în ochi. M-am pus pe făcut ceva dulce. Am aici cumpărat aluatul ăsta fraged, simplu. L-aveam în frigider și am mai avut fix atâta. Și am zis să fac o tartă, că aveam cireșele astea congelate, dacă ați urmărit vlogmă, să știți că mi-a adus o clientă. Și am pus foarte puțin xilitol, așa să fie un pic mai dulce, și niște griș. Și acum am dat seama, cred că trebuia să pun toate cireșele pe care le mai aveam, că astea cred că sunt cam puține. Așa că probabil o să pun și niște clementini. Am cumpărat astăzi niște clementini, le-am aici. Vai, atât de parfumate și de faine și de dulci sunt. Deci nu veni să credeți, sunt cele mai bune pe care le-am mâncat iarna asta. Eu sunt fan, adică bag ca sparta iarna clementine. Și cred că o să-ți fac așa feluții să pun și niște clementine, așa, prin, da, să fie așa, gen o tartă cu fructe, cu ditătii. Haideți că o să vă arăt cum o să iasă înainte să bag la cuptor. Uitați cam așa ceva și acum o să dau marginile astea așa în jos. Și bag la cuptor, nu știu, cred că 30-40 minute la 180 de grade, trebuie să văd eu exact. Uite așa, gata tarta mea de băgat la cuptor. Cam așa arată, da, mai trebuiau fructe, da, e ok și așa. Și acum, astea s-au de la airfryer să fac cartofi prăjiți, pentru că am vrut să mănânc murături și nu știam cum ce să-i mănânc, așa că am zis că n-am mai făcut de bucar de cartofi prăjiți. Și asta e cina noastră din seara asta, bine, mai e o tură de cartofi la airfryer. Dragilor, cam asta a fost vlogul nostru. Aștept și acum să termine cartofii și după aia să mănânc, că nu mai pot de foame. Ceasul deja este 8:05. Așa că noi vă mulțumim pentru vizionare și o să ne vedem în următorul vlog. Când data viitoare, v-am pupat și aveți grijă de voi. Ciao!